Într-o zi, un rică mic, repede și repezit, a răspuns la un apel ca să nu facă rapel. A vorbit despre rechin, ramuri crești și niște spini, rică este norocos, care un râ frumos. Scrisul pe scrisoare scrisă, seamănă cu cel din fisă, e un scris imandicos, pus cu un stilou pe dos. Țup, țip, țap, nu avem un ac, țap, țip, țup, nu avem un stup. Un caricaturist a caricaturizat o caricatură, un caricaturist a caricaturizat o caricatură, un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Porumbul din porumbar s-a urcat într-un car cu mult har, a ajuns la un ziar ca să vadă de rar și clar cât porumb are în hambar. O ghindă în unghi, pare dreptunghi, pare triunghi, dar n-are junghi, e deghizată, deja dezghiocată și ușor mușcată. Lumea lasă la lele, lângă castele, cu rămurele, liliacele, pe sub tunele și prin vâlcele. Ricii știe o rândunică, lângă un râu pe o rămurică, Ricii repede rostește, un râiu te haiducește. Ieri cu azi, mâini și poi mâine, s-au pornit în grabă să iau niște pâine, dar fiindcă e miercuri și nu este joi, pâinea e vândută la cei cu nevoi. Cocorii iubesc norii, zboară pre soare, culec din soare, iubesc văzduhul și prind apusul, ating planeta, zboară racheta, cocorul cântă și lumea încântă. Dușa duș la derdeluș, doi delfini pe alunecuși s-au tădat până la apus pe o pârtie de sus. Drumul s-a făcut mai drept, dar și ei cu mult talent s-au distrat și s-au jucat, până seara i-a salvat.